Am o veste foarte importantă. S-au întâmplat lucruri de nedescris, nepovestit, neînțeles în Casa Iubirii. Ce s-a întâmplat? Neapărat vă invit să vedeți. A plecat o parte, da, o parte, o, revenim după aceea și povestim. Ce se întâmplă cu tine de acum încolo? Vreau să mă lăsați noaptea asta lungă să mă gândesc. De ce eu? Stefania, e vreo șansă cât de mică ca tu să pleci pentru el? Pentru că eu... Da. Eu cred că nu. Ba da. Da? Indiferent de dacă am încredere în el sau nu, tot plec. Încă am acolo voința să-l cred. Tu susții în continuare... Că ai încredere în el. Am o mică parte acolo care îmi spune că ar trebui... Îl crezi? Da. Da, ți-ai mai dat șansă aici în Casa Iubirii? Nu. Dar să zicem că vei concluziona că sunt adevărate. De ce crezi că ar fi recurs la asemenea gesturi? Păi nu știu, asta este întrebarea. Nu știu cum ar fi putut să stea alături de mine atâtea luni și să pară atât de îndrăgostit, precum spunea. Dar consider că nu era îndrăgostit de tine? Dacă sunt adevărate, da? Teoria. Păi bineînțeles că nu era, dacă sunt adevărate. De ce? De ce? Păi cum? Asta a demonstrat prin mesajele alea că ar fi cu mine doar pentru emisiune și pentru bani. Și că ar avea pe altcineva afară. Da. Pe doamna respectivă? Păi, cum a decurs conversația dintre ei și faptul că i-a zis că a venit, te iubesc, te deblochez mâine. Nu știu, adică nu cred că... Nu arăta conversație între concurent susținător, la modul ăsta, nu știu. Exact. Nu știu, că nu sunt nici tristă, nici fericită. Neutră. Ești între. Sunt confuză. Ce te face să fii așa? Că îmi vin multe teorii în cap. Nu știu ce sfat să-ți dau, decât să faci ceea ce simți. Atât. Atât. Să lași să treacă timpul. Vreau să mă gândesc și în momentul în care îmi pun ordine în gânduri, acolo să iau decizia pe care simt eu să o iau. Dar vreau să treacă timpul. Vai de mine și de eu mine! Eu n-am înțeles. Corectează-mă. Cosmin a fost descalificat, corect? Da. Pentru că el, Cosmin, ochi albaștri, vorbea cu cineva din exterior, informând persoana respectivă în legătură cu lucruri care se întâmplă detalii în casă. Din casă. Deci s-a încălcat regulamentul acolo. Okay. Din cauza asta a fost descalificat. Asta odată, înțelegem. Problema e alta. El care zicea că iubește pe Ștefania avea discuții cumva mai intime din moment ce îi spunea acelei doamne, te blochez acum și te deblochez mâine, adică i-a făcut cheie. Bineînțeles. Întrebare întrebătoare, cine a descoperit asta? Soțul femeii cu care el se presupune că vorbea. Asta se presupune, de ce zic? Pentru că el nu a recunoscut nimic, însă cei din stafful emisiunii, bineînțeles, și Andreea a și vorbit despre asta, au făcut toate verificările care se puteau face, să vedem, e același număr de telefon, uite conversația, uite aici, uite cum nu se poate cumva falsifica o conversație de genul ăsta pe WhatsApp. Și el a zis că e falsă. Deci, soțul acestei doamne cu care pare se că el vorbea, a găsit mesajele, a făcut print screen, a trimis în redacție emisiunii, dar a și publicat pe rețelele de socializare. Și de acolo, jihad. Întrebare întrebătoare. Iarăși, relația matrimonială dintre cei doi, adică presupusa și bărbatul. Da. Cum rămâne? Că dacă mi-a umblat în telefon... La revedere? Multă la revedere. Păi da, dacă... La revedere! Da, dar eu dacă ți-am umblat ție în telefon... La revedere! Și am găsit astfel de mesaje. Te iubesc, a venit, te deblochez după aia. De ce mi-a umblat în telefon? Din partea mea?
La revedere! Păi asta zic, din ambele părți, asta, la revedere. Deci la revedere. Dar pe mine nici asta nu mă interesează foarte tare, pentru că nu-i cunoaștem pe oameni, pe nu știm nimic despre ei. Maxim. Pe mine mă interesează ce se întâmplă aici și cu draga de Ștefania, ce o să facă, asta cum da. O să facă. Da. Știi da. Ce furtună, ce luptă, ce război se dă acum în sufletul ei, ce șoc are? O fi adevărat, nu o fi adevărat, pe cine să creadă, cum să creadă? Boss, întâi trebuie să se gândească, iartă-mă că ți-i bosta și te rog. Ea încă nu știe dacă e nefericită sau nu. Adică are o decizie grea de luat. Sunt fericită? Nu sunt fericită? Antantirimogodan caracarazi principală. Păi e șocată, Teo! Am zis ceva? E șocată, e omul lângă care ea, mă rog, construia lucruri. Avea o relație. Bine, are 19 ani, uite, inclusiv asta. Dezamăgire? O fi în sufletul ei dezamăgire, îți dai seama, nu? Adică stau să mă gândesc. Plus că nu... E șocant, chiar e șocant. Așa, în afara casei, să auzi că se întâmplă lucruri și tu să simți acolo că eu nu înțeleg. Am ceva. De ce te uiți așa la mine? Am ceva? Ești minunat. Nu. Ești minunat. Să auzi tu la 19 ani că în afara casei se întâmplă. Că... Da. Asta e viața. Pe care tu-l iubești. Păi, da, este la 19 viața. De-aia ai venit în show-ul ăsta. Ca să întâlnești oameni, să înțelegi cum devine de sâmbucă, cum e viața, că te-ai venit. Devine de sâmbucă! Păi? Ole! Asta zic. Da. Să înțelegi... Nu știu, noi râdem, dar ce-o fi în sufletul ei, draga de ea. Mă vezi mâine că râd, ia uite. Draga, e... Da, nu, nu râzi, da. Tu, oameni, iar. Râzi în interiorul tău. Uite, așa face. Așa fac eu în interiorul meu. Cum să fac eu în interior? Așa simt că faci. Sau poate nu. Noi ne amuzăm aici. Auzi? Da. Mai caut cum face Teo în interiorul ei. Revin și vă spun. Stați cu ascult. Doamne, măi, curi.